Ședința ordinară a Consiliului Local de luni, 27 martie, de la sediul primăriei a adus în fața aleșilor locali 22 de proiecte de hotărâre plus punctul diverse. Consilierii au discutat pe marginea aprobării planului de analiză și acoperirea riscurilor la nivelul municipiului, dar și despre aprobarea costurilor medii lunare de întreținere pentru copiii care frecventează centrul Creșa numărul 1 din Reghin și pentru cei de la Centrul de Educație și Îngrijire a Copilului, Creșa, Universul Prichindeilor. Proiectul privind acordarea avizului Consiliului Local al municipiului pentru schimbarea denumirii Centrului Școlar de Educație Inclusivă numărul 3 Sam Reghin, dar și proiectul privind acordarea de subvenții de la bugetul local pentru anul acesta, în baza legii pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în Reghin, aprobarea încheierii de convenții pentru acordarea de servicii de asistență socială, au primit avizul favorabil din partea consilierilor. În cadrul ședinței au fost votate și proiectele privind deplasarea mai multor delegații în diferite orașe din străinătate. Din totalul de 22 de proiecte au fost respinse două, și anume proiectele privind sprijinul financiar acordat parohiei evanghelice și parohiei ortodoxe Sfântul Lazăr din Reghin.